Om harnic și foarte respectuos, asta spun vecinii despre Marian Ovidiu, bărbatul care a ales să-și ocupe timpul liber cu ceva constructiv și unic la noi în județ. Pentru că locul de muncă îi lasă timp să se ocupe și de altceva, Ovidiu s-a gândit și să-și deschidă o mică afacere pentru început, folosind copaci din îndepărtata China. Cel mai impresionant lucru la acești copaci este că în 3 ani ei cresc cât alții în 10. Mândră ești, pădure mândră. De unde ți-a venit ție această idee și... practic, ce sunt acești mini copaci în acest moment? Ideea mi-a venit întâmplător de pe internet. Am dat de... erau mai multe comentarii acolo și am încercat și eu. Mi-am procurat semințe de pe internet și după aia am tot citit cum să le pun în apă și cu soluție pentru germinare. Și după vreo 9 zile au germinat, au dat o codiță și încet, încet... au crescut. Am înțeles că aceștia sunt un fel de copaci minune. În 3 ani se fac cât un copac normal în nu știu câți 10 ani, da. Povestea din spatele copacilor din specia Paulownia este la fel de impresionantă și frumoasă precum arborii, care sunt considerați cele mai vechi specii cultivate vreodată pe o plantație. De la Paulownia vine de la prințesa, era o prințesă în China, Paulownia o chema, și de acolo vine numele. Îi... de exemplu, la chinez, că e copac originar din China, o femeie când ajungea la se năștea, se planta un copac. Și când ajungea la maturitate, se mărita femeia, se tăia copacul și se făcea ladă de zestre pentru mireasă. Pe lângă faptul că lemnul din Paulownia arde foarte bine, acesta are multe alte întrebuințări. Lemnul de Paulownia e valoros ca și lemnul de nuc. Se fabrică din el vapoare, la iahturi se plachează lemn ornamental, plăci de surf, în industria muzicală se fac chitări și la case se izolează în interior, se lemn ornamental, se plachează cu lemn. 2 kg de lemn de Paulownia are o putere calorică ca și cum ai da foc la 1 litru de motorină. Deci are putere calorică foarte mare. Mândră ești, pădure mândră.